Vă salut, dragi columbofili. Bine ați venit pe canalul Turbiță Valentin. Astăzi, 21.06.2020, a doua zi după etapa de fond, aș vrea să vă prezint masculii din lotul de zbor. Și bineînțeles că vă voi prezenta și femelele. Deci în acest moment sunt 21 de masculi în compartiment, dintre care 5 masculi, 4 masculi au fost opriți în țară. Este vorba despre acest mascul 548 de 2018, acel mascul de acolo de la boxa 10, este vorba despre 520, este vorba de acel mascul de acolo 503, acel mascul de acolo locul 9 național demifond anul trecut. Deci acești masculi au fost opriți pentru etapele de demifond din țară. Deci ieri am avut două etape de concurs, demifond 380 de kilometri și fond 540 de kilometri, o etapă foarte, foarte grea. Nu mă așteptam să fie atât de grea. În acest moment am 35 de porumbei sosiți de la etapa de fond din 46. Am un singur matur, un mascul de 2018, un mascul foarte, foarte bun, care țineam foarte mult la el, un porumbel de echipă, un porumbel care anul trecut a încheiat 26 de puncte fond yearling, locul 4 pe județ, fond yearling, un super, super porumbel, dar să sperăm că nu s-a întâmplat ceva cu el și va sosi. Acolo, la cele două boxe de sus, masculul din dreapta este vorba de porumbelul cu seria 506 de 2018, care anul trecut a încheiat normă la maraton, locul 16 pe județ, maraton yearling. Masculul de acolo, fiu din Sara, este locul 67, dacă nu mă înșel, la maraton yearling pe județ. Cel de acolo este frate bun cu gutul de acolo. Este de 2017, anul trecut, la o etapă de viteză, a avut un accident, nu l-a mai putut zbura. Ăsta a fost motivul pe care nu l-am angajat la maratoane. Cu siguranță va merge la maraton anul acesta. Masculul de acolo, argintiu, este un mascul de, are tatălui este un mascul de Karl Mayer, iar mama acelui mascul este o femeie de Mark Leiche. Masculul de acolo este Dirk van de Burg, 100%, nu mă așteptam ca porumbei de Dirk van de Burg să facă față la o asemenea etapă așa de grea. A sosit în prima zi cu o viteză de 600 și ceva de metri pe minut. Masculul de aici, de la boxa 3, da? Este un mascul de tatălui, este strănepot din celebrul Salinero, iar mama acestui porumbel este soră de și de mamă și de tată cu listul de acolo, fratele lui de cuib nu a sosit, este vorba de boxa unde este închis acolo, da? Acesta este porumbelul care a sosit primul, yearling-ul, este fiul din compresor, fiul lui Turbo, cu femela de King Kong. Porumbeii, din câte se vede, se resimt,
după efort. Vreau să menționez că astăzi am lăsat până acum seara porumbei împreună pentru a încerca să-i recuperez și psihic porumbeii după o astfel de etapă grea. Porumbeii au nevoie de o recuperare psihică. Să faceți mare, mare atenție după etape catastrofale, să încercați să recuperați porumbeii psihic, să nu faceți schimbări în crescătorii, să nu faceți antrenamente agresive cu porumbeii, să încercați să duceți porumbeii la 1-2 antrenamente scurte de 10-15 km ca porumbeii să prindă încredere în ei după o astfel de etapă de concurs. Boxa de acolo de jos era boxa lui Buichi, masculul despre care vă vorbeam mai devreme, 610 de 2018. Eu sper să sosească acel mascul. Iar acolo aveam un yearling de bază care văd că nu a sosit. La boxa 26, unde este închis aici, a fost tardivul care s-a pierdut la etapa de Dunavăț. Un porumbel care nu aveam bază în el, dar asta este. Deci, cam toți masculii au sosit, în mare parte sunt lipsă femele. Cum am spus, porumbeii acum sunt la recuperare. Mâine vor ieși la baie dacă vremea ne permite. Îi voi lăsa să zboare la plăcere cât vor ei dimineață, după care seara voi pune steagul 5-10 minute și după și poi mine voi începe să cresc progresiv până la următoarea etapă de concurs. Cam acesta este video cu masculii. Imediat vă prezint și femelele. Revenim la femele, femelele din lotul de zbor. În compartiment acum se află 26 de femele, dar doar 21 de femele sunt zburătoare. Restul sunt femele aduse de la matcă pentru masculi. Femelele, cel puțin femela de acolo de Van de Bulk, care a sosit ultima, cea argintie de aici, da? Care a sosit ultima, se resimte și acum. Acolo este fiica lui Sara, cea bălțată. Prima din dreapta imaginii este soră bună cu ea și de mamă și de tată, cu Sara, cu bălțata. Femela de sus de tot, din stânga, de acolo, este femela care anul trecut a încheiat 61 de puncte la gold, a zburat 5 fonduri, a clasat 4 fonduri. Sora lui Sara, de sus de acolo, din dreapta, la fel, a zburat 5 fonduri, a clasat 4 fonduri. Femela, cea de-a doua, după al doilea rând, de acolo, a încheiat as fond anul trecut. Deci, în acest compartiment se află 4 fiice din campionii mei, din Frederico și Paulina. 3 au fost la fond, una a fost oprită în țară și este vorba de femela de acolo cu seria 501, care a sosit și prima la etapa de demi-fond. A
Acesta este compartimentul meu de femele. Mulți au întrebat cum joc femelele, acum au și ocazia să vadă cum joc eu femelele. Deci, în compartimentul unde ele stau închise, cum puteți vedea, am aceste uși pe pereți. După ce bag femelele aici, acum le-am pus mâncare și lor în compartiment, pentru că le-am separat, cum am spus mai devreme, le-am separat acum pe seară, da? Și le-am pus și lor separat să mănânce. Ele mănâncă doar pe boxe, femelele, în timpul sezonului, mănâncă aici în compartiment doar dacă nu ies afară la antrenamentul în jurul crescătoriei, sau cum s-a întâmplat astăzi. În rest, femelele stau închise în acest compartiment. Vă arăt acum, ca ele să nu se împerecheze între ele. Jos este un grătar care are o distanță de 5 cm între ele, ca între distanță între ele să nu poată să cuibărească femelele, și așa evităm împerecherea între femele. Acum închidem ușa și acesta este compartimentul lor. Compartimentul are 1,43 m lățime, așa, pe 3,5 m lungime. Femelele stau doar acolo, închise. Cum vedeți, crescătoria mea are pereți dubli cu vată minerală, spumă de mare între pereți. Deasupra este podea de blană. Aici este OSB. Aici este aerisirea, unde am și ventilație forțată pentru a avea un aer cât mai curat în crescătorie. Acest ventilator funcționează zi și noapte. După care, acum vom face semi-întuneric la femele, da? Ca ele să se poată odihni până când voi ieși eu dimineață. Voi ajunge la ele să le scot afară la baie. Deci, repet, femelele acolo stau, ele pe hol aici. Intră doar, v-am spus, dacă în cazul în care va trebui să mănânce. Ele ies pe aici, da? Ridicăm așa trapa, dăm grătarul la o parte, ele ies pe aici și intră în compartimentul masculilor. După care ele sunt trecute pe hol, la ele în compartiment. Deci mănâncă pe boxe, după care le mutăm în compartimentul femelelor. Acesta a fost vlogul din această seară. Dacă vă plac vlogurile mele și postările mele și live-urile mele, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și cu siguranță veți avea multe lucruri de învățat de la mine și de la abonații după canalul meu. Sunt foarte mulți colombofili cu cultură vastă în colombofilie, care vă poate ajuta și ei și eu. Vă doresc multă sănătate și mult succes în sezonul care a mai rămas. Tulbiță Valentin.